Bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi o să facem aperitiv iepuraș. Am să folosesc aceste forme de silicon. Așa. Și să vedem modul de preparare și de ce avem nevoie. 1. Apoi o să mai avem nevoie de 45 de ulei. 50 de lapte, mai avem nevoie de 20 de parmezan, o lingură de muștar, o lingură mare, cam circa 15 grame, un praf de sare, 8 grame de praf de copt și 90 de făină. Și apoi o să condimentăm cu măslinuțe sau cu salamiot, cu ce avem în casă, cu ce ne place. Și o să punem totul într-un bol. Am să-mi dau deoparte așa aici. Așa. O să pun totul așa aici. Așa. Și voi amesteca mai întâi făină cu praful de copt și cu sarea. Așa. Le amestecăm așa puțin. Așa. Și apoi în bolul nostru. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! În bolul nostru o să punem un ou. Așa. O să punem laptele. O să punem uleiul. Așa. Eu adaug mereu un pic mai mult. Deci dacă am 45, adaug 47 ca să că mai rămâne pe, vedeți, mai rămâne pe vas. Ia uitați. Și adaug puțin mai mult. Vom adăuga și parmezanul. Așa. Adăugăm și muștarul. Și amestecăm. Și amestecăm așa bine, 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 bine. Vor ieși trei iepurași. Sunt destul de mari. Dacă faceți, nu aveți formă de iepuraș, o să faceți brioșe și în forme mai mici o să iasă 6 micuțe. Și acum adăugăm toată făina. O adăugăm pe toată odată așa. Așa. Să pun aici într-o parte. Așa. Și amestecăm. Amestecăm așa încet. Și compoziția, ați văzut, se face foarte ușor și foarte repede. Așa, compoziția este gata. Așa, și amestecăm așa bine. Și acum, în jumătate, o să punem, eu am aici prosciutto cotto,
aici în Italia, și măslinuțe, măslinuțe fără sâmburii, 50 și 50. Și în jumătate am să pun măsline și în jumătate am să pun prosciutto. Am aceste forme, ia uitați-le, de silicon. Eu am uns și să vă arăt cum le ungem și le umplem. Ia uitați ce frumuseți. Vedeți? Așa. Și le ungem cu puțin ulei. Aici avem puțin ulei și o să le ungem. Așa, se vede, nu? Și o să ungem formele. Așa, cu ulei. Puțin, să nu se lipească. Ca să le putem scoate. Și vor ieși din această compoziție 3. Puteți face și în forme de brioșe, dacă doriți. Așa. Trebuie să dau aici mai jos. Așa. Deci am făcut compoziția. Aia a căzut și internetul. Așa. Și aici am să pun un jumătate de compoziție, am să pun, eu aici am prosciutto cotto, sau pune salamior, sau păstrămioară, sau ce aveți. Și măslinuțe fără sâmburei. Așa, și am să rup aici bucățele la prosciutto. Aici avem formele noastre. Așa. Și rupem așa bucățele și o să amestecăm în interior, în jumătate. Și aici tăiem măslinuțele, le tăiem mărunțel, așa bucățele. Se pare că internetul astăzi nu merge prea bine, mi-a căzut mai înainte. Așa. Și le dăm la cuptor la 180 de grade, circa 20 de minute. Și înțepăm cu scobitoare să vedem dacă sunt. Puteți pune și cașcaval în interior. Puteți pune și ficăței, și pârjoluțe mici le faceți pentru Paști. Eu fac pentru Paști și pe masa de Paște. Așa. Să tăiem mărunțel. Condimentați compoziția de aluat cu ce doriți. Așa. Mai avem una. O tăiem și pe aceasta. Bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia și la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Așa. Și acum, aici am aluatul și în jumătate am să pun, ia uitați, am să pun peste măsline, aici jumătate, și prosciutto am să pun aici peste, tot așa, rup bucățele și îl amestecăm așa aici. Și amestecăm bine. Amestecăm așa bine. Și cu o lingură o să luăm și o să punem. Așa. Amestec mai bine cu lingură. Vedeți? Compoziția. Așa. Și acum voi umple. Mi-am lins degetul. Și vom umple formele noastre. Și punem aici câte puțin. Să umple. Așa. Deci o să-mi iasă unul cu prosciutto,
unul cu măsline și unul o să fie amestecat. Pentru că mi-e trei, că formele sunt destul de mari. Vedeți? Iepurașii. Sunt destul de mari. Și dacă nu aveți aceste forme, faceți în forme de brioșe. Și brioșe micuțe vor ieși 6. Așa. Ia să punem așa peste tot. Acum vom pune și în cer cu măsline. Am să pun jumătate în aici, ca așa am să fac amestecat cu măsline și cu prosciutto. Așa. Unul fac amestecat și unul o să rămână așa. Simplu, cu prosciutto și cu unul cu prosciutto, unul cu măsline și unul amestecat. O să iasă. Așa. Ia, uitați. Acum am să pun toată compoziția de aici. Am să o pun cu măsline și am să o amestec bine. Și amestecăm așa bine cu măslinuțele. Și o să punem mâna a treia. Dacă faceți brioșe, vă lăsați puțin prosciutto sau să lămiori sau măslinuțe și le puneți deasupra ca să știți cu ce sunt în interior. Așa, și acum vom pune, ne ajutăm și cu lingura, vom pune aici, în al treilea iepuraș. Eu am făcut și săptămâna trecută în formă de brioșe și au fost foarte, foarte, foarte bune. Astăzi am schimbat puțin rețeta și în loc de vin am pus lapte și nu am mai pus hreanul. Așa. Și acum acesta îl facem amestecat. Și cu prosciutto și cu măsline. Așa. Și amestecăm așa bine și punem bine în... Așa. Îl putem bate și puțin așa de masă ca să intre peste tot în forme. Așa. Așa, și acum le punem într-o tavă. Le punem așa într-o tavă. Așa. Ia uitați. Și dăm la cuptor. Vedeți? Iepuraș, iepuraș, coconaș. Eu le-am făcut și cu un ochișor, cu puțină brânzică. Aceștia sunt iepurașii aperitiv. Sunt frumoși, nu? Să știți că sunt delicate. Vedeți? Urechiușele. Să vă arăt cum arată și în interior. Ia uitați. Acesta este cu ceapă. Cu ceapă verde. Eu le-am făcut mai devreme. Acesta este cu prosciutto. Ia uitați. Vedeți? Să știți că sunt foarte, foarte buni.